Bine v-am regăsit! Astăzi cu rețeaua de idoli am putea fi oriunde, în orice loc magic din țara asta, dar o să recunoaștem încă de la început că suntem chiar în inima Bucureștiului. Suntem foarte aproape de Parcul Herăstrău, în casa unor invitați de care ți-e drag de cum le treci pragul și pe care sper să-i recunoașteți destul de repede. Bine ne-ați primit! Bună ziua! Bine ați venit! Spun bine, cred că am putea fi în casa asta oriunde. Am vorbit puțin mai devreme de Horezu sau undeva în Bucovina sau oriunde în Apuseni. Da. E un loc în care nici nu știu ce e mai frumos, dacă să alegem ceva din colecția asta de icoane pe sticlă sau unul din zâmbetele nepoților pe care îi aveți peste tot. Cât sunt la număr? 6. Să vă trăiască! Mulțumesc! Mulțumim! Maria, Matei, Nicolae, Ana, Paul și Elena. Doamna Maria Ploaie, actriță de film în primul rând. Actriță de film în primul rând pentru că cine a început să vă iubească v-a iubit din rolurile pe care le-ați făcut. Împreună cu domnul Nicolae Mărginanu sunteți o familie, cred, de ceva decenii bune, nu? Oho, 47 de ani. Mai avem puțin și facem nunta de aur. 47 de ani. Cu un pic de noroc. Un pic de noroc, da. Facem nunta de aur. Și în casa asta minunată mi-a spus că stați puțin după Revoluție. Da, după Revoluție am cumpărat bucățica asta de pământ. Vroiam o casă mică și o grădină mare. A ieșit o casă măricică și o grădină mică, dar pe verticală. Și eu sunt destul de mulțumită că mi-ocup timpul cu ea. Și o iubesc tare mult. La cât sunteți de luminoase așa și de împăcați amândoi și de puși pe glume chiar, ar zice că... Și aveți atunci trei copii mititei care între timp au devenit părinții acestor nepoți. Da, da, da. Aproape că au crescut fără să vă deranjeze. Adică nu pare că v-a fost greu vreodată. Nu, chiar nu mi-a fost greu. Și ei cred că erau destul de cuminți. Învățământul era destul de bine așezat. Și am avut-o pe mama, mătușa care m-a înfiat și care a fost un om absolut minunat, o femeie cuceritoare și s-a înțeles foarte bine și cu nepoței. Și ea m-a ajutat foarte mult, ea era acasă cu ei, eu puteam să stau liniștită la repetiții, la teatru, la filmare, pe platou, oriunde plecam. Eram liniștită că mama era cu ei și ei erau foarte bine împreună. Apropo de mătușa care m-a înfiat, cred că e o poveste pe care ați zis-o de câteva ori. Am tot zis-o. Da. Dar e o poveste să o tot spui. Adică așa e, da. Se întâmplă atât de rar să-ți găsești familia la a doua încercare, ne dând la o parte familia de unde ai plecat. Ne dând o la o parte, că mama și tata biologii au rămas primii părinți, pe care i-am iubit și iubesc foarte mult și acum ne lipsesc și ne gândim foarte des la ei, așa cum și ea ne lipsește și papa, a doua familie. Ce să spun, e mai bine cu două familii, e mai bine cu două mame, cu doi tați, e mai bine decât... O să spunem într-un fel povestea, pentru că o să vă provoc să o faceți, dar deocamdată pentru că nu vreau să-l lăsăm pe domnul Mărginanu în afara discuției, l-aș întreba el când era operator, că ați fost cameraman de film, când ați văzut-o prima dată așa, când, cu gropița asta și cu ochii ăștia verzi și luminoși, a fost la prima vedere dragoste? Știu că v-ați întâlnit după ani. Nu a fost cam basme așa. Nu a fost cam basme, nu? Păcat. Însă am admirat-o foarte mult. Pentru că era la machiaj pentru frații Jder, dădea pentru domnița Nasta. Și în momentul în care a machiat-o și a schimbat costumul, a devenit parcă un alt personaj. Nu numai eu am descoperit acest lucru, chiar și ceilalți din echipă care asistau. Și a scăpat vorba, uite ce frumoasă e, ce ochi frumoși are. Și am ținut minte, dar ne-am întâlnit mai târziu, pe urmă. La Muntele Ascuns, în regia lui Andrei Cătălin Băleanu. Da. Unde era din nou la cameră. Da, unde Nicolae era din nou la cameră și atunci, de fapt, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit pentru totdeauna. Peste o lună facem nuntă, da?
n-ați ținut la o parte povestea dumneavoastră. Putea fi una să nu o zici decât nepoților, că ați pornit dintr-un sat de undeva din Moldova. Ce vă amintiți din perioada aia? Cum de-ați ținut-o așa la vedere? Adică n-ați încercat niciodată cumva să fiți o actriță și atât? Nu, pentru mine e locul în care m-am născut. De fapt, pentru fiecare din noi, cred că locul unde ne-am născut. Universul acela care ne leagă de lume și de celălalt univers e foarte important și mereu locul acesta, gândul la locul acesta, la părinții mei, la tot ce am făcut eu când eram copil, m-au hrănit. E foarte importantă legătura asta și eu cred că pentru nimeni, de fapt, nu se șterge, nici măcar pentru cei care își doresc lucrul ăsta. Eu n-aveam de ce să-mi doresc pentru că părinții mei au fost minunați, familia noastră era minunată, eram 5 copii alături de mama și tata, totdeauna cifra de 7 mi-a rămas dragă sufletului meu și dacă mă întreb, pune-mi un număr, eu spun 7, pentru că eram cei 7 ai familiei în care m-am născut și e foarte importantă legătura asta pe care am avut-o cu părinții, cu natura, cu toate responsabilitățile pe care le aveam, că eram cea mai mare dintre fete, doar fratele meu era mai mare. Și mi-a dat putere, mi-a dat forță, mi-a dat multă vitalitate pentru tot restul vieții locul în care m-am născut. Și acum, amintirile cele mai frumoase, parcă tot de acolo vin. Când mama mea era pe scenă și juca o piesă de teatru la Lumina Lămpii, pe scena mică de la școala noastră din sat. Dar după aceea am venit la București, mi-aduc aminte că parcă am văzut un spectacol care se numea Casa cu două intrări. Și în orice caz m-a emoționat spațiul. Spațiul ăsta unde stau pe de-o parte spectatorii și pe cealaltă parte actorii și e minunea asta care se întâmplă între ei. Spectacol nu mi-amintesc. Film, da. Oameni și șoareci. După Steinbeck a fost un film vechi prin anii 50, m-au dus părinții. Ocupația mea era cam tot ce ținea de casă, de copii, că eram cea mai mare dintre fete, de muncile agricole, de mersul cu oile la păscut și așa mai departe. Iar cea mai neobișnuită ar fi fost distracția sau legătura cu cărțile, că nu prea aveam multe. Culegeam gloanțe. Eram după război și erau prin pădure, găseam gloanțe multe. Ne ducea mama la biserică, asta era și la târg. Se făcea duminica un târg unde veneau oameni cu diferite produse. Astea erau lucrurile cele mai extravagante care mi se întâmplau, dincolo de cele obișnuite. Într-un sat, la Obreja, locul de naștere a tatălui meu, și mai trăia atunci fratele lui și o parte din familie, între Blaj și Teiuș e satul. Iaia și papa, care ea era mătușa mea, sora tatălui meu, erau rudele noastre cele mai apropiate de la București, care erau foarte aproape de noi și care ne ajutau. În general, pe vremea aceea, cei care plecați din generația respectivă la oraș, îi ajutau pe cei rămași la țară. Eme Doctor s-a numit numai în viață, din păcate. El m-a învățat fotografia, de la el am prins microbul ăsta cu fotografie, așa am început fotografie, care pe urmă m-a condus spre imagine de film și iată, nu m-am oprit, am mers și la regie, și la, de nevoie și la producție. La Ce cu Mare lucram și mi-a plăcut foarte mult, pentru că aveam cumva o relație, eram și
Noi, operatoarele de ghișeu, eram cumva mai sus pe un podium și spectatorii erau, spectatorii spun, cei care stăteau la coadă, că uneori era lume multe la ghișeu, și aveam așa o relație cumva care prevestea relația de pe scenă cu spectatorii. Mi-aduc aminte, odată l-am văzut pe Bradu Beligan și m-am emoționat toată, am întins o mână lungă peste toată coada și am luat actele, dar el nu avea buletinul, erau lucrurile puțin încurcate, că știu că a trebuit să mă duc la șefa de tură, că nu mă descurcam, că nu avea toate actele și vroiam foarte tare să-l servesc. A, era la Polocei, asta era un maghiar din Cluj, care combinase roșile cu ardeii, cu făcea niște alamiciuri, așa, și avea o grădină foarte, foarte mare, unde toți elevii erau acceptați să lucreze pentru 5 lei pe zi. Dar fiindcă era 1,25 lei, 1,50 lei biletul la film și mai rămânea și de o savarină, vă dați seama că eram încântați de câștigul ăsta. Sfatul de la mama, care ne îndemna foarte tare să învățăm. Și era vorba, învățați, mamă, învățați, că cine are carte, are parte. Tata ne spunea foarte, foarte frumos să-ți păstrezi. E sfatul care l-a primit el de la mama lui când a mers la școală la Blaj, s-a despărțit. Și a spus să ții sufletul curat, așa cum îți spăl eu cămașa duminică când mergi la biserică. Foarte puține lucruri, au de obicei bani mulți și bagaje puține. A, sunt uituc. Întotdeauna lipsește ceva. Azi, totdeauna clipa de față a fost importantă pentru mine. Și cea de mâine e cu semnul întrebării. Poate că e, poate că nu e. Acum, întotdeauna. Spre cer. Poate, nu știu. Spovedanie. Eu așa nu mai pot. Cât de mult am vrut de la viață și ce puțin îmi doresc acum. Tu nu înțelegi? Că tu ești numai a mea și că eu sunt aici, lângă tine. Dar ești foarte aproape, dar de neatins. Trăim într-o epocă în care imaginea e chiar mai mult decât produsul și în care toată lumea încearcă să-și croșeteze așa sofisticat un trecut care să fie unul de dat mai departe. Nu prea auzi pe nimeni să povestească că a fost cu oile pe câmpi, deși cred că probabil unii au fost. Pentru mine a fost frumos, a fost foarte frumos, a fost foarte important. A fost importantă relația cu primii educatori pe care am avut, cu învățătoarea pe care am avut-o. Era undeva în județul Bacău. Era undeva în județul Bacău, pe Valea Berheciului, o vale foarte frumoasă, un șes traversat de... aproape de izvorul Berheciului, o apă care izvorăște chiar din zona respectivă, un râu dulce, duios, unde prindeam și peștișori, făceam iazuri și toate jocurile copilăriei le făceam acolo. Câți ani aveați când ați fost preluată de familia care a devenit a doua? Aveam 12 ani, am plecat la București cu trenul, aveam 12 ani și norocul meu mare a fost că Iaia, mama mea, da, doua, mătușa mea și papa aveau o casă modestă, dar o curte foarte frumoasă, superbă, o curte mare, plină de trandafiri, de toți pomii roditori, caiși, piersici, vișini, cireși. Deci eu eram din nou cocoțată în copaci, înconjurată de toate florile, așa încât natura pe care o adoram și care m-a hrănit nu mi-a lipsit. Dar n-a fost o fractură foarte dură, adică pentru un copil de 12 ani să plece de la părinți? Da, a mai plecat și o soră de-a mea, n-am fost singura care am fost înviată, și Cristina. Ați tot așa de o altă mătușă? Cu acte, cu acte, sigur, sigur. Și de altfel, în anul următor a plecat și fratele meu și a făcut o școală profesională, dar în general, după cum spuneam, la vârsta aceea făceam 7-8 clase și după aceea trebuia să plecăm la oraș, să stăm undeva la o gazdă, așa că a fost foarte... Cumva că destinul e să părăsești locul ăla cu... Așa ne spunea și mama și tata, învățați mama să mergeți mai departe, să învățați carte, să... Deși ei iubeau pământul foarte mult, dar pentru noi își doreau altceva, își doreau mai mult. Mama era așa un fel de mama lui Creangă, foarte mult ținea să învățăm,
ne promitea excursii și lucruri pe care nu puteam să le avem niciodată, dar ideea de a învăța era permanentă pentru mama și pentru noi, de altfel. Au fost foarte binevenite plecările astea, plecarea mea și a sorei mele, pentru că se schimba deja orizontul, deja trebuia să știu ce facem, cum mergem mai departe. Ați fost ambele înfiate de aceeași mătușă? Nu, nu. Cristina a fost înfiată de tante Cristina, o altă mătușă, și eu de iaia, Elena se numea, care a fost marele meu ajutor, pentru că după aceea am fost foarte fericită cu ei, foarte fericită și din cauza că aveam grădina asta, da? Mergeam la liceu, a început dragostea pentru teatru, pentru poezie, m-am înscris la Școala Populară de Artă, mergeam și la o casă de cultură, făceam spectacole cu momente vesele, cum ziceam noi. Adică deja mi s-au deschis granițele spre ceea ce simțeam eu și spre ce vroiam eu să fac și asta a fost foarte important. Am fost nespus de fericită și când am fost la liceu și după aceea când am devenit studentă. Săriți cu toți, au dat foholdelor! Nu te duce, Tudoruț, nu te duce! Nu te duce! Ați prins o admitere din cele dure, da? Când intrau foarte puțin în lume dintre cei care... Extraordinar de greu, adică era... Erau anii... 70-71, când am picat, prima dată am picat, dar erau 5 locuri pe toată țara pentru fete și 7 pentru băieți. Și am intrat în al doilea an. Ca noroc am picat sub linie și știam că am șanse. De altfel aveam un exercițiu teatral destul de bine pus la punct, că făcusem Școala Populară de Artă, mergeam și la Casa de Cultură și recitam, adică... La distanța asta de atâția ani, mă gândesc că poate a fost și un noroc. Altfel, dacă intrați de prima dată, nu mai erați la clasa lui Octavian absolut, Coltescu. Absolut, absolut. Am fost care cred că a Octavian fost unul din mari profesori. Mari profesori, da, mare profesor a fost și mare iubitor de studenți și foarte tare vroia să ne învețe tainele acestei meserii. Foarte preocupat era, noi eram nespus de fericiți. Ne dădeau personaje extrem de variate. Încă din anul 3 ne-am pregătit pentru Cassandra, când am avut o stagiune extrem de bogată, cu sală plină. Jucam, eram ca niște actori profesioniști. Cassandra, așa de să spunem, pentru cei care nu știu, pentru este studioul de teatru era, al da. Universității de artă teatrală cinematografică. Și aveam stagiune, eu jucam în 4 sau 5 piese, și aveam sală plină tot timpul, spectatorii care ne iubeau foarte tare. Noi jucam seară de seară și jucam personaje foarte diferite. Eu jucam, de exemplu, în opera de trei parale, făceam un rol de compoziție, Doamna Picem, o bețivancă. În Sărbătoare Princiară aveam un rol pe Mina de ingenuă dramatică și tot așa, foarte... Pălăria Florentină, comedie, Regele Cerb, personaje foarte diferite. Și povestea cu filmul care v-a schimbat viața, nu doar pentru că l-ați întâlnit pe bărbatul vieții dumneavoastră, ci pentru că pur și simplu cred că filmul v-a făcut cunoscută. Filmul i-a făcut pe oameni să oprească pe stradă când treceți pe lângă ei. Cum a apărut? Filmul e văzut de mai multă lume, sigur. Te facem mai repede cunoscut. Am jucat atunci, înainte, făcusem sigur Muntele Ascuns, Frații Jderi, dar după aceea am făcut Doamna Bobocilor, care a avut mare succes la public și acum, de fapt, are mare succes. Așa lumea cere. Da, da. Se vede foarte mult Doamna Bobocilor. Sunt profesoară de franceză, nu repartizată aici. Ah, medic. Ghiculescu Ovidiu. Exilat și eu. Mariela Tudor. Tot cu media 7? Nu, cu 10. Păi atunci ce cauți aici? Exemplu. Eu am cerut să vin aici. Atunci ia și valiza asta. Hai. După aceea am făcut Dincolo de pod, care a fost o școală pentru mine, Mircea Veroiu. Cred că a fost primul film care a luat un premiu, adică acolo ați simțit că... Da, atunci am luat un premiu, era atunci se dădeau premiile astea, Cântarea României. Apropo de faptul că suntem totuși acasă la o familie de cineaști, să mă întreb dacă în momentul în care ați început să împărțiți viața la doi cu un
viitor regizor de film, pentru că între timp ați devenit regizor de film, dacă a venit obsesia asta că trebuie să joci numai în filmele soțului, că nu mai există nimic altceva decât universul ăsta comun. Nu, din potrivă. Din potrivă, sigur, era foarte importantă relația cu soțul meu și faptul să... Ați avut acces la distribuție bună încă de la început. Ne-a legat foarte mult filmul. Și îmi doream, dar nu-mi doream atunci când nu exista un personaj potrivit pentru mine, nu mi-am dorit. Altfel îmi doream să țin legătura și cu ceilalți regizori, că era foarte important să faci. De exemplu, a fost foarte important să joc la Mircea Veroiu și am făcut câteva filme importante, Dincolo de pod, Așteptând un tren, Mânia. De asemenea, foarte importantă a fost relația cu ceilalți regizori, cu Elisabeta Bostan, cu Horia Popescu, cu Valeriu Jereghe și așa mai departe. Adică pentru noi e foarte important să lucrăm cu cei mai buni regizori, cu cei mai mari, cu... E alt univers, altă poveste. Am stat în geam cât nu trebuia, ca să mă vadă. Și să-l văd și eu. Era așa de frumos. Și stătea așa de rău acolo, între cărnurile alea sângerânde. Cum era când ați început să o cunoașteți mai bine? Deci, dincolo de actrița care putea fi schimbată de machiaj și transformată ușor într-un personaj, ce fel de om era? La fel de cald cum e acum, așa, gazdă, bunică de 6 nepoți? Greu de precizat acum, că există o continuitate care... Nu erau capricioase, era deja o actriță cunoscută. Nu, asta cât uși de puțin, nu, niciodată n-a fost. Nu, cred că la Muntele Ascuns am avut ocazia să stăm mai mult de vorbă, să ne... acomodăm unul cu altul și să ne dăm seama că am putea duce o căsnicie, pentru că nu e un lucru ușor, am mai fost căsătorit odată, știam bine ce vreau de data asta. Și ce voiați? Pe doamna Maria Plaiod. Exact. Și am așteptat destul de mult, că Maria nu era hotărâtă încă, era foarte tânără. Câți ani aveți? Abia terminasem. De fapt, nici nu terminasem la Muntele Ascuns, eram în anul 3. A urmat anul 4 și imediat după ce am terminat, în 76, ne-am căsătorit. Mă cam presa, aș fi vrut să mai stau un pic, dar era foarte nerăbdător și pe urmă mi-am dat seama că e omul pe care îl așteptam. Mi-am dat seama de lucrul ăsta, că e omul lângă care aș putea să stau toată viața. Dar n-a fost Pygmalion, n-a trebuit să șlefuiți nimic, ați luat-o deja impecabilă, era deja cineva. Da, chiar sigur era foarte mică. Sigur, mai mult decât atât. Unde mai găseați interpretă de rol principal care să fi păscut și oile, da? Exact. Și să și povestească asta. Nu, și asta apreciez foarte mult și am apreciat acest lucru. Și mie mi se pare un lucru minunat. Și o sinceritate și o dăruire față de copilărie. Și un păcare, așa, un echilibru pe care îl ai când simți că... Eu apreciez la Maria, în primul rând, intuiția pe care o are și de multe ori, fiind în cumpănă, cu alegerea unui film, unui personaj sau așa, o întreb și întotdeauna, chiar îmi și repet acum, că întotdeauna are dreptate, dar chiar așa este, că sunt balanță și sunt caut echilibru, dar niciodată nu-l găsesc, cam așa e. Și de multe ori ezit și de multe ori mă încurc în ezitarea asta. Ori, întotdeauna când am avut nevoie de ajutorul ei, l-am primit și l-am apreciat foarte mult. Dar nu e un om foarte sigur pe el, adică când vii și spui, domnule, asta sunt, vă place sau nu, că cam asta e, adică când vii și povestești și vii și ți-asumi până la urmă tot trecutul ăsta în care a presupus și un moment în care ți-ai schimbat viața, te-a înfiat o mătușă, ai luat-o de la capăt în capitala României după ce ai stat pe malul unui râu undeva în nordul țării, adică toate astea, de fapt, construiesc un om care, în principiu, nu mai are nevoie de altcineva. Poate singur. Poate singur, dar nu poate totul. E atât de important să fim doi. Ce să spun, eu sunt foarte mândră de locul în care m-am născut, de părinții pe care i-am avut. În fond, de acolo ne vine Seva, de acolo strămoșii pe care... Pe mulți nici nu i-am cunoscut, pentru că a fost război, unii au murit. Pe mama mamei n-am cunoscut-o, bunica mea adevărată, nici pe bunicul.
dar țin legătura cu ei, știu cum îi cheamă și îi pomenesc și mă gândesc la ei, pentru că deși nu i-am cunoscut, îmi dau seama cât de important sunt ei pentru noi. Ca actriță erați la fel, mereu, la fel de echilibrată, așa, sau în căutări? Adică păreți un om care găsește soluții mereu. Nu cred că am fost destul de echilibrată. În general m-am mulțumit cu ce am primit. Totdeauna ai sentimentul că poate meriți mai mult, că îți dorești mai mult. Dar am fost un om care... Am trăit pe mai multe planuri, adică familia a fost foarte importantă pentru mine. Și atunci m-am mulțumit cu ce a venit pe teatru, cu ce a venit pe film. Toată viața m-am considerat împlinită și poate că de asta a și trecut atât de repede. Nu, cred că zboară la toată lumea cu aceeași viteză, din păcate, pentru în noi toți. În orice caz, la mine fiind atâta împlinire și ca familie, copii, am fost o mamă nebună, îndrăgostită la maximum de copii. Vorbiți-ne puțin despre ei. De exemplu, dacă mă întrebați așa care au fost cele mai fericite momente din viața mea, repede am să spun că acele în care am născut. Când a venit Ana pe lume și mi-închipuiam după 9 luni de zile ținută în pântecele meu și mă gândeam cum o să fie, și când a venit și o vedeam cum este. Un om extraordinar este Ana, o ființă puternică. Acum este la New York, face teatru, îi place foarte mult. Și Ana a fost totdeauna o împlinire desăvârșită pentru noi. Mi-aduc aminte, stăteam la masa aia de acolo din bucătărie și ea ne povestea toate de ale ei de la liceu și după aceea de la teatru. Avea așa un umor, atâta haz, și noi stăteam cu toții, părinții și copiii, fratele și sora ei mai mică, și o ascultam, îi ascultam poveștile. Avea mare talent de povestitor. Ați fost la ea în Statele Unite? Nu, n-am fost. N-am fost, dar vine ea la noi, ea vine tot timpul. E de mult plecată? Da, sunt, cred că, aproape 10 ani. Cred că mai mult de 10 ani. Mai mult de 10 ani. Are o fetiță, Elena, ea este Elena. E în clasa a patra, acum îi place și ei teatru, e foarte mândră de bunica ei din România, care spunea, am o bunică genială. Și de asemenea de mama ei, care e regizor și pune și la New York și la Miami. Vedeți, bunicul nimic, domnul Mărgeanu. Bunicul e undeva ăla bun, să-l pui la rană, că așa păreți. Bun, e bun. Cel mai important bunicul, nu da? Spuneți așa. Nu, e foarte important. Cardul. E mai respectat bunicul. Așa că deci viața cum bunica ei cea genială, așa sunteți? Da, bă, are, da, așa spuneam, o bunică genială în România. E mare vedetă. Păi, cred că așa e. Important e că spune Elena. Altfel, la eu nu țin, controlează cineva. Nu țin la statutul ăsta, n-am ținut niciodată, nu m-am simțit niciodată vedetă și nu mi-am dorit să fiu. Dar gropița vedetă. Dumneavoastră n-am e vedetă. N-am dorit să fiu o actriță bună. Și... și eu v-am întrebat de ea de unde o aveți, că asta va... nimeni nu mai avea gropiță ca dumneavoastră. Până și gropița asta este tot de acolo, de la mânzul lui Iancu Știr. Eram copil pe șes, băieții de acolo în frunte cu fratele meu au vrut să râdă de mine și au râs de mine și m-au trimis să mânz mânzul. Eu nu știam că nu trebuie să duci în spatele căluțului și mai ales era atât de mic și de drăguț și inofensiv. Și mi-a tras o copită. Eu, un copil de 5 ani, fragedă, am pus un pumn de nisip să se oprească sângerarea și aia a fost. Și am rămas cu gropița. Cu gropița asta, da. Care vă recomanda peste tot. Zâmbetul ăsta al dumneavoastră era clar și cu gropița. Da, lumea acum pe stradă mă recunoște dacă zâmbesc. Zic, sunteți doamna Maria Ploaie, după gropiță mă recunosc. Sigur, ne-am mai schimbat și noi. Stanca! Stanca, hai să ne grăbim, nu-i vreme de zăbavă. Ăsta Iuliu. Fata tati, gândește-te la copil. E o nebunie ce vrei să faci. Nu pot, tata, eu mă întorc. Fără el. Ați simțit că locuiți cu o bunică genială? Adică o recomandă ce face ca un om special, așa? E greu de suportat, ca să spun mai pe românește, nu, întrebarea asta. Nu, niciodată, din contră, am apreciat... faptul că nepoții o adoră și... Toți. Da, 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 fără îndoială. Rămân și eu ca un fel de bodyguard, așa cum o vedeți. Când fug ei mai tare prin parc, când mai
șontec, șontec. E foarte important momentul când vin de la poartă, bunica, bunica, bunica. Duminica e adunare aici, da? Da? Da. Și toți vin și mă cuprind și eu îi cuprind pe ei, e un moment extraordinar. Și după aia, bunicu. Bunicu. Concesiv așa, adică. Da. Da. M-a preluat. Deci te faceți clătite pentru nepoți, duminica? Totdeauna. Îi întreb, da. Clătite, floricele, bunicul mă ajută, bunicul aduce toate cumpărăturile și bunicul în fiecare clip e gata să plece după temirce. Uh-huh. Asta e mare lucru. Mare lucru, șeful mare provizionare lucru. Eu nu prea am plătit, dar așa a fost și cât a fost la bufte, am avut mare lucru. Aprovizionarea totuși am putut să ne facem în vremurile alea când nu se găseau de niciunele. Și deci bunicul se descurcă. La capitolul aprovizionare tare bine merită chiar un piedestal. Spuneți-mi povestea acestor icoane care sunt absolut minunate și se vede că sunt cumpărate cu grijă mare pentru culoare, pentru mesaj, pentru finețea tușei. Tot legătura cu satul. Sunt foarte vechi. Par unele dintre ele vechi. Cam 100 și ceva de ani sunt colecționate de tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, și el, după ce a ieșit din închisoare în 64, mergea prin sate, era cunoscut în Ardeal. Și întreba dacă au cumva icoane vechi care nu le mai trebuie și spune, uite, e în grajduna, dacă nu s-o hăit prea tare. Și așa a cules foarte multe icoane și a făcut o colecție frumoasă. Deci tata... Le-am împărțit între mine și sora mea, care e la Cluj. La Cluj. Și le-am dat și o parte copiilor și tot am mai rămas. Dar care e povestea tatei? A făcut închisoare comunistă? El a fost în 1948, a fost implicat într-un proces numit mai târziu al Marei Finanțe, cu condamnări foarte mari și total nedrept. De altfel a fost recurs în anulare și au fost absolviți cu toții de această pedeapsă, dar nu mai era nimeni în viață. El a fost condamnat la 25 de ani și a făcut 16 ani și 2 luni, deci vă dați seama că a fost o perioadă grea pentru noi, mai ales pentru mama și pentru el, desigur. De unde din Ardeal veniți? Din Cluj. Chiar din Cluj? Da. Deci ați venit cu toată încărcătura asta în București și... Cum ați ajuns să faceți imagine de film? Da, mi-a plăcut fotografia. Un prieten de-al meu, care din păcate nu mai este, făcea fotografie și mi-a transmis dorința asta. Și la un moment dat, sigur, am fost exmatriculat de la școală, am făcut chimie între vreo 2 ani. M-au exmatriculat de acolo după cum sună asta, sigur am fost exmatriculat, ca și cum e ceva normal. Da, pe erau, nu numai eu, o grămadă au fost în situația asta. Ia să vină nepoții acum să vă spună, sigur, eu vreau să fiu exmatriculat, nu cred că am ați fi la fel de am fost odată să dau un memoriu la Ministerul Învățământului de atunci și era plin de tineri care erau cu și am plecat, nici n-am mai... Am lucrat ca șofer și a fost o aventură pentru mine extraordinar de frumoasă. Am lucrat pe șantier la Hunedoara, pe basculantă. Și la un moment dat... Fiecare cu oile lui. Da. Exact. Foarte pe scurt, am venit la o școală în București, o școală tehnică care m-a primit, cu care am făcut-o cu foarte mare ușurință, dar puteam vedea piese de teatru, puteam vedea filme, eram într-o perioadă de acumulare, de care fusese stopată destul de tare. Și atunci m-am gândit să... În 64 a ieșit deținuții politici, m-au reprimit la chimie, dar n-am mai vrut să merg. Și am vrut să dau la operatorie și singura dată în viața mea, când am intrat cu 10, cu brio, așa, nici eu nu știu cum s-au înduplecat ei. Și a fost perioada cea mai fericită, studenția de 4 ani de zile, că în sfârșit aveam cu cine să discut, cu colegii mei, doream același lucru, vedeam filme, vedeam... A fost superb. Și în ciuda faptului că seniorii care lucrau deja ne spuneau, bă, o să faceți 10 ani de asistență, o să trebuiască să așteptați. Noi când am terminat, am început să lucrăm imediat. Și am făcut ca operator șef, cum se numea atunci, și se numește director de fotografie, mai sofisticat. Bine. Și la un moment dat am dorit să fac chiar film ca regizor, încercaseră și alții înaintea mea, dar simțeam colegii operatori... Știu foarte bine dorința asta de a face un film care să se exprime mai mult prin imagine decât prin cuvânt. Și cred eu chiar am reușit în 2-3 filme.
Parcă e un tun. Câte filme se văd în casa asta? Cu o actriță și cu un regizor îndrăgostit de imagine? Cât de mult vă uitați la filme? Cam seară de seară ne uităm la câte un film. Foarte greu de găsit un film bun însă, din păcate. Pe Netflix, pe HBO, pe căutăm și de multe ori... E o mare aventură să lăsăm filmul după 10 minute. De multe ori. În afară de exercițiul ăsta al evadării în filme, ce vă păstrează atât de echilibrați? Adică, cred că transmiteți atât de multă liniște și așa o împăcare și așa o lumină. Relația cu nepoții și pentru mine e grădina cu flori. Grădina cu flori pentru mine este o mare, mare bucurie și un mare suport. Aici îmi încarc bateriile, e adevărat că vara avem concedii frumoase, mergem, stăm aproape o lună în Tasos, unde avem și o căsuță și acum băiatul meu a cumpărat mai multe căsuțe mici și le-a pus acolo în grădina casei lui. Deci a făcut-o așa. Să încăpem toți. Să încăpem toți, că suntem mulți. Mai vin și prietenii. Și stăm o lună împreună și cu Ana și cu Elena și toți copiii, toți nepoții. Deci vine... Toți se strânge toată familia. Se vine din America. Și da, avem o plajă foarte frumoasă, o apă minunată, liniștită. Da, e o bucurie să stăm o lună în Tasos. Venim bronzați. Și mergem și la creșterea. Ori ați tras cărțile norocoase, ori ați jucat bine cărțile pe care le-ați avut. Adică nu știu multe familii de artiști care să fi găsit bucățica de teren potrivită. Casa să-și o facă după sufletul lor la momentul potrivit și să mai găsească și o bucățică de teren în Grecia care să le permită evadarea împreună cu toți. Și mai mergem și la peștera unde este atât de frumos. Peștera este în spatele Bucegilor și de niște ani buni. O să vă invidiez că, lumea, să știți. Dar noi invităm și pe ei, invităm pe toată lumea. Acolo este, nu avem casă, acolo, să precizez. Acolo nu avem casă, acolo stăm la hotel, dar e așa de bine. Masă pusă frumos, camera superbă. Deci aveți niște destinații micuțe, clare, da? Că se merge la mare și se merge la munte. Hotelul era construit pe vremea lui Ceaușescu, camerele erau mici. Dar sunt atât de frumos recondiționate și se pot face niște plimbări atât de frumoase. Acolo am descoperit floarea de colț, floarea reginei. Păi nu există bucurie mai mare decât să mă duc acum să caut bolovanul ăla unde am găsit prima dată floarea de colț. Se pot face plimbări atât de frumoase în diferite. Poți să ieși telecabina, să te duci la aparent. Vârful. Aveți o soție cu... dorințe mărunte, da? Vrea să găsească floarea de colț undeva în spatele, la peștera în spatele bolovanului. Și apoi o vezi povestind relaxat cum are o casă în Tasos. În Tasos ia și băiatul. Și fata de la New York. Ia băiatului care are, încearcă să devină om de afaceri și chiar reușește. Nu vrei dați credit. Da, da. Eu cred că chiar e om de afaceri. Chiar este. El a preluat, credit. El a preluat, Alger, filmul cu Costa după Revoluție. A fost o perioadă când n-am mai câștigat nimic, nu eram angajat. Și atunci am încercat și am pus pe picioare un studio de dublaj de desene animate. Care funcționează... Afacere foarte bună. Foarte, foarte bună. Care încă există. A preluat-o. Da. Nu există, acum sunt multe, atunci nu există. Noi am fost primii care am... Ați avut un flair foarte bun. Da, și un noroc extraordinar. Și un noroc extraordinar. Fost foarte tenace și a muncit și s-a priceput la o treabă pe care nu o făcuse până atunci. Deci a trudă fost o... e totdeauna și cu casa a fost 3 ani de zile, a fost o trudă. V-ați ridicat pe o suprafață destul de mică. Mică, da. Aveți o casă care respiră. Care... Da, a conceput-o să aibă grădina asta pe vertical, a conceput coloanele astea pe care se ridice. Eu ziceam, vreau o casă mică și o grădină mare, da. Totuși, vroiam nu știu câte dormitoare, o bucătărie mare, un living destul de generos și... Copiii erau mici atunci, așa vreau fiecare cameră foarte, cu foarte multă poezie este gândită casa, încât toate lianele astea, toți trandafirii ăștia se ridică pe coloane și merg până sus la mansardă și e o grădină pe verticală destul de mare, că primăvara mai ales când trebuie să o îngrijesc. Vă rog să mă credeți că avându-vă în față e ca și cum suntem, ne-am întors în zona interbelică, unde vreți. Putem să fim și în Livada Cuvișin, putem să fim și la Medeleni, în orice spațiu cultural și putem să mergem și în cel francez și în cel german. A unei familii
educate, oarecum prospere, dar știți cum era atunci, că orice, în general cei care erau educați aveau o anumită prosperitate, care vin așa de pe o verticală nobilă și care relaxat își trăiesc maturitatea împăcați cu toate, așa, pare că sunteți din altă lume, nu din Bucureștiul ăsta. Cred că ne-a binecuvântat cineva, pentru că suntem într-adevăr împăcați cu familia, cu copiii, cu nepoții. Și mă las să doarmă dimineața. Dimineața nu mă trezește. E somnoroasă, îi place să doarmă mai mult? Nu, mai nou în ultima vreme, nu, dar îi plăcea. Au început și nopțile albe, pentru că na, fiecare vârstă cu frumusețea ei, dar da, am fost genul de oameni care ne-am împăcat și ne-am mulțumit cu ce am primit. Și cu lucrurile pentru care ne-am luptat, că nu au venit toate din ușor, ne-am străduit. De exemplu, povestea asta cu casa, cu grădina asta, a fost visul meu și nu numai al meu. Ani de zile ne-am căutat o casă mai mare, că locuiam într-un apartament destul de modest, cu 3 copii și cu mama, care avea grijă și de copii. Și casa a fost un vis pentru noi și atât am căutat și n-a fost să fie să găsim o casă în vremurile acelea. Și până la urmă a fost să găsim acest petec de pământ pe care ne-am ridicat casa și pentru noi a fost realizarea unui vis de o viață. O iubim tare mult și ne simțim tare bine și de asta și suntem împăcați. Copiii la fel ne iubesc, ne înțeleg, fac ceea ce trebuie. Să știți că mai sunt familii care, din punct de vedere personal, sunt bine, adică nu au nicio spaimă, apropo de ziua de mâine, și totuși n-au blândețea dumneavoastră. O aveți, se simte. Să dea Domnul să aveți dreptate, Doamne. E, cu nepoței trebuie să ai foarte multă răbdare, foarte multă blândețe ca să vin așa cum vin. Bunica, bunica! Apropo de asta, de trecerea asta, de schimbarea de statut, așa, de la actrița cu ochi superbi și cu gropiță recognoscibilă, la statutul de doamnă, de la pensie, la bunică, cum ați trecut așa, ca o femeie așa frumoasă ce ați fost tot timpul? Era să zic am, pe nesimțite, două lucrurile se întâmplă fire, sunt de n-ați la avut, sine. N-ați avut spaime, supărări? Nu, mulțumim Dumnezeu, suntem sănătoși și asta este foarte important, că problema mare la vârsta asta e fel de fel de... suntem sănătoși și sperăm să fim în continuare și copii și... Asta ne aduce o liniște. Regrete aveți? Nu prea. Prea am. Chiar sper. Cred că nu am. Nu, spun, a fost așa de frumos. Emisiunea asta se numește Rețeaua de idoli și n-aș vrea să închei fără să vă întreb dacă ați avut idoli. Dacă există idolii dumneavoastră. Eu nu. Nici măcar un regizor de film. Mai mulți. A, deci au existat. Au existat, dar nu o persoană anume. În sensul ăsta vreau să spun, nu. Au existat, sigur. Cred că din fiecare cinematografie am 2-3 regizori pe care îi admir foarte mult. Doamna Ploie. Nu, eu pot să spun că am avut, adică pentru mine actorii, când am venit aici, am văzut primele spectacole și aveam impresia că actorii sunt ceva așa din altă lume, că nu trăiesc la același nivel cu noi, că sunt niște ființe cu totul și cu totul deosebite. Și aveam, îi adoram pe Octavian Cotescu, pe care îl vedeam la televizor, pe Mariana Micuț, pe Valeria Seciu și alți actori pe care îi divinizam. După aceea, când am devenit studentă și făceam studenta lui Octavian Cotescu. Lui Octavian Cotescu și făceam figurație la teatru mic și îl vedeam, de exemplu, pe Dinu Ianculescu, că avea niște emoții colosale înainte de a intra în scenă și era mai apropiată de el și zic, da, domnul Dinu Ianculescu, dar vă văd atât de emoționat. Dar cum la vârsta asta, cum e posibil să mai aveți emoții? Și zice, draga mea, cu cât avansezi în vârstă ca actor,
ai emoții din ce în ce mai mari, că ești mult mai responsabil și, într-adevăr, acum simt și eu lucrul ăsta. Am rămas cu aceeași dragoste și admirație față de actori în general, pentru că au o viață cu totul și cu totul deosebită. Dăruiesc mult, se consumă mult, sunt într-adevăr oameni deosebiți. Dar nu mai am totuși, pentru că asta a fost viața mea, am trăit lângă ei, am avut parteneri, mai ales pe film, cei mai buni parteneri și tot timpul alții. Asta îți îmbogățește viața, e foarte frumos. Sentimentul acela pe care îl aveam când eram elev față de actori, nu-l mai am, pentru că am văzut că sunt și ei oameni cu... Cu de toate. Cu de toate. Cu de toate și mai ales cu probleme, cu angoase, cu nemulțumiri, cu... La dumneavoastră sunt bine ascunse. La mine, eu cred că nici măcar nu sunt ascunse. Am avut înțelepciunea sau neînțelepciunea să mă mulțumesc cu cât a fost. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit. Și ar spune cumva că asta e o întâlnire probabil în una din cele mai primitoare case din orașul ăsta, care e departe de a fi primitor. Bucureștiul face cumva cu dumneavoastră demonstrația că e mult mai mult decât vedem din mersul mașinii. E și o casă ca a dumneavoastră. Și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Și noi mulțumim. Mulțumim și noi. Când ați călcat pragul. Cu tot dragul, mulțumesc.